Mare atenție, dragi părinți! Copiii voștri pasionați de navigare pe internet, de jocuri online sau să aibă pagini pe rețelele de socializare sunt în mare pericol. Ce primejdii se ascund pe internet? Ce avem noi de făcut? Ne spun comisar Sorin Stănică de la Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității și Gabriel Diaconu, medic psihiatru. Bună ziua, bine ați venit, domnule! Bună ziua! Bună ziua! Mulțumim de invitație! În general, ce caută copiii pe internet? Cam tot ce căutăm și noi, caută și copiii. Așa. Dacă ar fi să facem așa o diferențieră, clasificare, am putea să spunem în primul rând divertisment, da, pentru că e principalul lucru care îi preocupă, informare și socializare. Când zic divertisment, muzică, jocuri, mai ales jocuri, informare poate să fie pentru teme, pentru școală, informații generale, anunțuri, socializare deja nu mai e cazul să discutăm. Marea majoritate, deși nu au voie din punct de vedere oficial și legal, au conturi pe rețelele de socializare. Da. Presupunem, sperăm, cu acordul părinților. Da. De ce sunt, domnule doctor, copiii atât de atrași de mediul ăsta virtual? Păi ar trebui să facem deosebire între generația noastră. Noi ne-am născut în ceea ce se numește o epocă analogică. Asta ce însemnează? Însemnează că încă ne aducem aminte de o perioadă înainte de telefonie, înainte de internet, înainte de televiziune prin cablu, înainte de dispozitive mobile. Și cumva mintea noastră în primii ani de viață s-a cablat la ce? La jocul din fața blocului, la bețe, la sărit coarda, la lapte gros și la alte astfel de lucruri. E bine, de vreo 20 de ani, da, încă de la primele momente de luciditate sau conștiință, copiii intră în contact cu tehnologia. Ei sunt ființe complet digitale. Se vorbește chiar în cercurile mele de o nouă specie umană, de homo digitalis, adică cineva care încă dinainte de a vorbi poate să interacționeze cu un aparat. Asta este uluitor dacă stai să te gândești că sunt copii care nu știu să spună mama sau tata, dar dacă le pui un telefon în mână știu să navigheze în meniu. Da. Ce provoacă asta? Evident că am putea să fim apocaliptici, să spunem că provoacă boli, nebunii, nenorociri. Așa. Într-un fel sau altul, ce provoacă este un gen de conformație a minții care îi face pe acești oameni din această generație să fie mult mai fluizi în negocierea tehnologiei. Asta înseamnă reacții mult mai rapide la tehnologie, asta înseamnă că pot să descifreze mult mai ușor softuri sau interfețe sau într-un fel sau altul să aibă, ca să zicem așa, o inteligență superioară nouă în ceea ce privește interacțiunea. Asta e partea bună în, asta în ecuația asta. Partea trandafirie, da. Exact. Dar ce pericole pot apărea în mediul ăsta virtual și pe rețelele de socializare, spre exemplu? Pericolele sunt diverse, pleacă de la dependența de internet și, din păcate, sunt situații în care, așa cum spunea domnul doctor, nu știe să vorbească, nu știe să... Nu, încă n-a început să meargă, dar este dependent de utilizarea tabletei sau telefonului. Poate pot apărea pericole în zona rețelelor de socializare, pot apărea pericole legate de furturile de date personale, furturi de identitate, folosire a datelor personale în mod nelegitim, până la situații mult mai grave de abuzuri în mediul online, de hărțuire, pornografie infantilă, chestiuni foarte grave care pot genera ulterior trafic de persoane și așa mai departe. Sunt lucruri, din păcate, apariția internetului, expansiunea lui, folosirea dispozitivelor mobile în utilizarea internetului a deschis, mai ales în zona asta de abuz îndreptat împotriva copilului, a deschis o cutie a Pandorei. Practic, anonimizarea pe care o oferă, sau potențialul foarte mare de anonimizare pe care îl oferă internetul, a deschis ușa unor posibilități aproape nelimitate de abuz îndreptat împotriva unui copil. Și, din păcate, numai dacă ne referim la pornografia infantilă, e o industrie uriașă, producătoare de bani foarte mulți. Da, bănuiesc că, mă rog, am auzit cu toții de cazuri în care copiii au intrat în dialog cu tot felul de persoane pe aceste rețele de socializare și de aici lucrurile au luat uneori întorsături nebănuite. Aici aș vrea să spun ceva care, sau pe care eu îl găsesc foarte îngrijorător. În felul în care noi vorbim în ultimii 10 ani de rețele de socializare, evident că e un fel de secretul polișinel, sunt câteva, n-am să le rostez numele, dar despre care știu și adulții. Da, le știm. Dar uite ce constat eu în ultimul an, poate un an și jumătate. Socializarea s-a mutat pentru populație, copii, adolescenți din zona tradițională despre care noi știm, într-o zonă care este deja gri. Vorbim de noi jocuri pe telefoane mobile și de noi jocuri pe tabletă sau pe consolă, unde poți să, ca și în trecut, să colaborezi cu alți copii sau cu alți oameni. E bine, rețeaua de socializare s-a mutat acolo.
Sunt jocuri online, dar care sunt și prileji de pseudosocializare și care sunt noul Eldorado pentru cine? Pentru prădători, pentru persoane care vor să facă un gen de trafic, comerț. Și de multe ori racolări sau seducții în mediul online nu se mai întâmplă pe rețeaua tradițională, ci se întâmplă în joc. Problema cu aceste jocuri este că ele nu sunt la fel de reglementate ca rețelele de socializare. Adică acolo nimeni nu îți verifică, în mod tradițional se cheamă credențiale, dacă ai vârsta minimă, da, dacă exact. Ai primit acord parental. Pur și simplu, și de multe ori părinții nu știu, le lasă copiilor telefonul, copiii își instalează jocul respectiv. Multe în interiorul jocului sunt oferite gratuit de producătorul jocului și copilul treptat se duce, se joacă cu prietenii lui, dar la un moment dat sunt și prietenii lui și poate un jucător mai experimentat, care este un no-name, este nimeni, și care treptat începe și prin asta ia gață și apoi spune, da, hai să ne vedem în mediul ăsta, hai să ne vedem folosind softul ăsta de socializare, care este încriptat capăt la capăt. Copiii se duc, nu văd niciun pericol, părinții nu supraveghează și se întâmplă că am în perioada asta câteva cazuri în care se ajunge la extorcare de bani. Da. Cumpărăm și mie chestia asta. Banii sunt acoperiți de obicei prin tot felul de gadget-uri pe care le găsești în joc. Cumpărăm și mie chestiunea asta. Hai că îți trimit un PayPal, îți dau 50-100 de euro dacă faci așa, dar poate că îi coimplici pe prietenii tăi. Este o zonă unde cred că nici poliția și nici noi medicii încă nu avem toate uneltele de detecție precoce. Doar când aflăm de infracțiuni sau de probleme medicale, ne trezim în fața unei realități care este foarte întunecată. Da, ce pot face părinții în fața unei astfel de situații? Că, până la urmă, e destul de greu să urmărești tot timpul sau de câte ori ai, copilul are, nu știu, un telefon în mână sau o tabletă, să stai lângă el, să vezi minut de minut ce face. Din punctul nostru de vedere, cred că în situația asta cuvintele cheie sunt conștientizare și comunicare. Conștientizare de ce? Trebuie să fim noi înșine conștienți și să vedem cu adevărat pericolul din spatele monitorului sau tabletei. Da. Și comunicare de ce? Pentru că fără să discutăm cu copilul, fără să-i explicăm ce se întâmplă, ce e în spatele unui joc, ce este în spatele unui blogger sau vlogger, nu va înțelege. Dacă apelăm la restricție, riscăm să-l pierdem de sub control, să nu și mai știm ce se întâmplă. Și asta ar fi o greșeală cumva, să-i interzicem copilul, l-am dat, nu mai ai ce căuta pe internet. Fără doar și poate. Nu zice nimeni că trebuie să-i permitem totul. Da. Dar trebuie să discutăm, să-i explicăm de ce, care e diferența dintre realitate și mediul virtual. Pentru că nu tot ce poate vedea pe un blog, ce citește sau ce găsește într-un joc, are și corespondență în realitate. Trebuie ca el să înțeleagă. Așa cum a precizat și domnul doctor, ei au niște abilități cu care se nasc în prezent sau pe care le capătă încă de dinainte de a vorbi, de a merge. Noi nu le-am avut. Noi nu le-am perceput ca atare. Nu trebuie să plecăm de la premisa, din punctul meu de vedere greșită, domnule, nu, eu n-am avut așa ceva, poți și tu să trăiești fără. Da. Nu, exclus. Da, da. Ei s-au născut cu chestia asta. S-au adaptat la zilele noastre. Evident, nu poți să mergi pe premisa asta. Apropo de ce spuneam mai devreme, chiar zilele trecute am fost la o școală și un copil de clasa a treia îmi povestea cum, intrând într-un joc, cineva la un moment dat în camerele de chat, cum se numesc ele, l-a abordat și sub pretextul că îi poate oferi aur sau ce se mai dă pe la jocurile astea ca să progreseze, să-i ofere credențialele, parola și accesul și așa mai departe. Până să intru eu în detalii cu el prea multe despre cum ar putea el să protejeze și ce mi-a plăcut foarte mult la copilul respectiv, că l-a blocat pe utilizatorul în cauză, i-a blocat comunicarea cu el, după ce l-am întrebat eu cum a procedat, și mai mult decât atât a zis, dacă mă mai deranjează, chiar pot să-mi șterg și contul și să-mi fac altul, să nu mai mă joc acolo, să nu mă mai recunoască. Cumva, instinctiv, ei au lucrurile astea mult mai înnăscute decât, dacă pot să zic așa, decât le avem noi. Au niște mijloace de protecție proprii. Trebuie să le cultivăm, trebuie să îi facem conștienți și pe ei de ele, astfel încât să știe cum să recunoască un potențial pericol. Că pericolele sunt diverse, sunt în permanentă schimbare. Lucrurile se schimbă. Acum 10 ani un virus venea, când îl luai în calculator,
doar îți deteriora fișiere sau așa. În momentul de față, de obicei, un program de tip de malware, virus sau altceva, cam vine și mai produce și alte daune. Vine cu ransomware, cu cereri de solicitări de bani ca să-ți deblocheze calculatorul. Vine cu alte tipuri de pericole asociate. Da. Totul a evoluat și este într-o permanentă evoluție. Domnule doctor, din punct de vedere psihologic, ce efecte negative poate avea internetul asupra copiilor? Păi, aici merită spus că de curând Academia Americană de Pediatrie a publicat noi ghiduri sau noi recomandări vis-a-vis de cât timp ar trebui să petreacă un copil în fața oricărui fel de ecran. Așa. Și pentru prima oară ei spun că înaintea vârstei de 3 ani ar trebui să fie zero. Zero. Zero timp în fața ecranului. Prin ecran înțelegând telefon, tabletă, dar și televizor, consolă. Da. Această recomandare pare foarte strictă și dacă te uiți la studii, undeva la 75% din oamenii care au fost intervievați nu respectă recomandarea asta. Da. Reciproc, dacă mă întrebi, ok, care ar fi lucrul la care să se uite un părinte care să fie un semnal de alarmă în cazul în care totuși își lasă copilul să se joace pe telefon sau să stea pe telefon sau pe internet sau pe tabletă sau ce știu eu. De departe, comportamentul copilului, dacă ești părinte, în momentul în care îl observi că începe să se schimbe, ar trebui să ai un semnal de alarmă. Să ne imaginăm că timpul liber sau timpul de structură de joc al copilului e ca un fel de tort. Da. Și tortul poți să-l împarți în câte feluri de felii vrei tu și la un moment dat observ că felia pentru tehnologie este din ce în ce mai generoasă. Da. Da? Este din ce în ce mai generoasă și capătă prioritate. Dacă, să zicem, copilul tău la masă ar veni și tu i-ai făcut felul 1, felul 2, felul 3 și îți cere deja felul 3, te-ai impacientat poate un pic. A? Dacă jocul este o felie de tort, problema părintului este la momentul la care copilul începe el și cere. Este un semnal de alarmă. 2. Comportamentul copilului când se termină consumul sau dacă este retras consumul. Mm-hmm. De departe, aș spune că aproape toți părinții pe care eu îi cunosc, care vin la noi la clinică să ceară un sfat vis-a-vis de copiilor și accesul la tehnologie, spun așa, se comportă foarte agitat, agresiv în momentul în care îndrăznesc să iau telefonul din mână. Chestia asta îi sperie pe părinți. Îi sperie pe părinți pentru că vine reflexul, este ok, ia-l înapoi. Dar telefonul nu este o suzetă. Trebuie înțeles chestiunea asta. Și când vine vorba poate că de suzetă, oamenii spun ok, eu dau, e cu minte cât eu dau. Dar îi dai telefonul, imaginează-ți că îi pune pe suzetă o travă, din punctul meu de vedere. Copilul poate, sau nu știu, alcool, că tot se practică tradițional în România. Ai pune copilului pălincă în fiecare zi, din ce în ce mai multe pălincă pe suzetă, cu prețul liniștii lui? Probabil că nu. Și apoi mai este un lucru, concentrarea copiilor se schimbă. Ei și așa sunt într-o perioadă în care învață să își focalizeze atenția voluntar pe o anumită sarcină. Observ că nu mai au răbdare. Da. Și mai e o chestie cu care poate că mulți părinți o să se identifice. La vârste deja din ce în ce mai mici copilul începe și spune, mă plictisesc. Mm-hmm. Exact. Mă plictisesc. Păi nu știu, ce vrei să faci? Nu știu, mă plictisesc. Păi nimic nu oferă acea cantitate de informații pe care internetul oferă. Noi, în copilăria noastră, trebuie că ne aducem aminte că nu recunoșteam starea asta. Tot timpul mai băgai un băț prin țărână, mai învârteai o roată prin tron. Tot timpul aveai ceva de făcut. Mintea, în mod spontan, putreiera. Da. Dar acum încep să-ți dai seama că tehnologia are o asemenea putere de seducție, încât în momentul în care o retragi în mintea copilului este un vid. Copilul care se plictisește, copilul care dezvoltă tot felul de comportamente, să le zicem, repetitive, se pigulește, își roade unghiile, se joacă prin păr, este fidgety, cum zice englezul, este neliniștit, nu-și găsește locul pe canapea, umblă prin casă, spune că nu-i place să facă lucruri care înapoi în timp poate că îi plăceau. Nu se mai joacă cu jucăriile lui. Da. Dar iarăși sunt părinți care îmi spun, măi, am luat atâtea jucării, bine, asta e altă poate poveste care merită spus. I-am luat și mașini, și Lego, și puzzle, și cărți. Sunt prea multe jucării și nu îl interesează. Și copilul este cumva apatic în fața lor. Și un ultim lucru care merită menționat, poate că e chiar o triadă de simptome, este un copil cu care când ieși la parc nu mai caută compania altor copii. Da. Sunt deja insule de solidaritate. Vezi copii în parc care trec unul pe lângă celălalt și sunt cumva cu niște ochelari de cal, dar scoate un telefon într-un parc. Un telefon scoate într-un parc, pune telefonul pe balansoar, brusc o să vezi 30 de copii care sunt în prejurul lui. Da. Imaginea asta pe mine mă bântuie că sunt părinte de copii. Și chestiunea asta îți spune că deja nu vorbim de un instrument corect sau bun sau cumva sănătos în orice doză. Când vezi copiii aia, cum dintr-o dată așa ca grauri sar cu un telefon, avem o problemă. Este. Încă nu știm să o descriem corect. Domnule comisar, ar trebui noi ca părinți să verificăm tot timpul mesajele pe care le primesc copiii noștri? Sau cum ar trebui să procedăm?
Să fie o supraveghere îndeaproape. Trebuie să fie un echilibru între supraveghere și libertatea pe care o acordăm copilului. E important să-l avem sub supraveghere, să cunoaștem comportamentul lui, așa cum ne asigurăm că el merge pe trotuar când se duce către școală sau când se duce la joacă și că respectă regulile de circulație. Cam același lucru trebuie să-l avem în vedere și vis-a-vis de comportamentul lui în mediul online. De ce? Pentru că și acolo pericolele sunt cel puțin la fel de multe. Din păcate, de unii încă neînțelese în mod suficient sau neconștientizate în mod suficient și din cauza asta este destul de frecventă situația în care lasă că dacă e în casă cu mine și stă, se joacă pe calculator, nu i se întâmplă nimic greu sau nu face nimic greu. Da. Din păcate, este o mentalitate greșită și în contextul ăsta, da, e bine să avem cunoștințe despre comportamentul lui în mediul online, despre prietenii pe care îi are, așa cum vrem să cunoaștem, să-i cunoaștem pe cei cu care iese în oraș, în parc, la distracție. E bine. Dar ce să trebuie să facă un părinte care, să zicem, nu e atât de apropiat de tehnologie? Că asta a fost, nu... N-a reușit să-și aducă aproape tehnologia. Ce semne i-ar putea da de bănuit unui astfel de părinte? În primul rând, am zis la început că avem nevoie de conștientizare și comunicare. E bine, am omis să menționez un factor, și anume acel al autoeducării. E bine să învățăm noi împreună cu copiii. De multe ori vom constata că avem de învățat de la copii, iar asta îl valorizează. Îl încurajează să ne spună ce face. Dacă merg și îl întreb, ia, explică-mi și mie care-i treaba cu jocul sau care, ce se întâmplă cu un element pe care mie nu mi-e foarte familiar în ceea ce privește navigarea pe internet, îl încurajează pe el să vorbească cu noi, să se deschidă. Vede în noi prietenul pe care îl găsește poate sau îl caută în mediul online. Învățând, căutând noi să ne creștem nivelul de cunoștințe, putem să fim aproape de el. În ceea ce privește potențiale semne de recunoaștere a unor comportamente, păi, în primul rând plecăm, deja l-a expus domnul doctor o parte dintre ele. Plecăm de la comportamentele astea de tip adictiv, prin care nu mai lasă telefonul sau tableta din mână, începe să plângă dacă le-am luat sau dacă restricționăm într-un fel accesul, nu mai vine la masă, trecem într-o zonă mai, să zicem, accentuată când apar cereri nejustificate de bani în cazul în care a intrat într-o relație pe internet abuzivă, cereri nejustificate de bani sau din contră, poate că primește bani, care nu se justifică și așa mai departe. Acestea pot fi semne că într-un fel sau altul a intrat într-o potențială relație abuzivă, într-o situație de disconfort, se izolează, nu mai comunică cu părinții, cu prietenii reali, ca să zic așa, cu familia în general. Toate astea pot fi semne în contextul în care utilizează excesiv internetul că are o problemă. Am înțeles. Mulțumim tare mult, domnule comisar Sorin Stănică, mulțumim domnule doctor Gabriel Diaconu și vă mai așteptăm cu mare drag pe la noi.